Bună seara și bine v-am găsit! Discutăm astăzi despre modul în care au acționat instituțiile statului după incidentul înregistrat în 23 decembrie la Vânătoare, în care a fost ucis un tânăr și Vânătoare la care au participat demnitari de rang înalt. În studioul nostru se află în această seară domnul Marian Lupu, președintele Parlamentului. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Vasile Botnaru, bună seara! Ne iertați că am împins atât de mult... Bună seara. Discuția cu dumneavoastră, da, până bună seara. Ne scuzați, vă rog foarte mult. Vă ascult din acest moment, tac. Bună seara, domnule. Bună seara, domn președinte. Eu nici nu știu ce să spun, de fapt. Mă iertați, poate o să fiu un pic patetic, dar v-aș trimite la nemuritarea lucrare Boris Godunov, care ne învață următorul lucru. Cei care au fost ridicați în slăvi, până la urmă, termină greu. Și poporul care a cerut linșarea, deci nu s-a condus de legalitate și dovezi, dar de impresii. Și din păcate, iată, acum ce se întâmplă, este o încrengătură de semi-adevăruri, de tot felul de fapte, presupuneri. Și atunci, iată, stăteam și mă gândeam când vorbeați cu Vitale Ciobanu, colegul meu de la Europa Liberă, despre ceea ce o să vrea să cerceteze comisia. Eu aș fi răspuns așa, depinde ce o să vrea să afle comisia. Dacă această comisie, de bună seamă, o să vrea să afle cine este de vină pentru că s-a ajuns în punctul ăsta, pentru că, într-adevăr, cine l-a împușcat pe bietul Sorin, asta trebuie să afle justiția și asta trebuie să aflăm la timpul potrivit. Corect. Și să nu alegem, să nu facem telejustiție. Dar telejustiție se face în acest subiect. Cum de-am ajuns până aici? Pentru că dumneavoastră când mergeți în străinătate și vă urcați într-un avion, aveți total încredere în pilot. Ei, uitați acum, societatea s-a pomenit într-un avion în care pilotul a dat-o în bâlbe. Sau dacă vreți, comparăm cu un submarin. Zupco, procurorul general, eu am să fiu mai indulgent cu el decât Sergiu Mocanu și n-am să-l acuz de rea voință. Dar el a făcut o alegere foarte proastă pentru că a ermetizat un compartiment ca să afle, ca să salveze alte compartimente și în compartimentul acolo unde l-a ermetizat și trebuie sacrificat, vă aflați dumneavoastră, Filat, președintele Timofti, Alianța în întregime, viitorul european, din păcate s-ar putea întâmpla așa. Și el când a luat această decizie pe cont propriu, a făcut-o, el n-avea cum să știe că așa de prost o să iasă. Și nu este el singurul. Dar împreună cu el la Vânătoare, cine a mai fost? Și ne uităm în reportaje, domnul Pleșca spune, ce, dacă am fost și eu acolo, de-am trebuit să-mi dau demisia. Nu pentru asta, dar pentru modul în care foarte prost au funcționat aceste reflexe. Și de aici e singura întrebare că vreau să vă adresez. Iată, noi când jurnaliști, împreună cu Lorena, cu îndărătnicii întrebam prin ce o să fie mai bun un procuror sau un director la SIS sau un director nu știu unde, mai bun unul de partid decât unul tehnocrat, noi să ne spuneați, o să fie mult mai responsabil. Iată, acum, spuneți-mi, vă rog, am avut acest test, într-adevăr, omul pus de la partid este mai responsabil și partidul are pârghii ca să-l responsabilizeze astfel încât să nu vă aducă pe dumneavoastră în situația asta în care nu știu dacă o să ieșiți mai bine decât Godunov. Doamne, mă iartă! Vorbea și eu gestul. De-a domnul, întâi de toate, plecăm de la prima idee pe care ați evocat-o și dumneavoastră. Cum ați menționat dumneavoastră? Telejustiție. Păi iată, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și ați enumerat motivele care au făcut să se ajungă într-o asemenea situație. De aici încolo, pe parcursul acestei emisiuni, eu rând de rând vin cu această idee că s-a întâmplat și s-a întâmplat, tragem lecțiile respective, haideți să trecem pe făgașul unor acțiuni legale. Unor acțiuni care sunt în concordanță cu legea ca să terminăm acest ping-pong și acuzații și discuții, de fapt, de ordin politic și nu atât de ordin de conținut și ordin de responsabilitate în fața legii. Este unul la mână. Că există anumite dubii cu asemenea comisie parlamentară ar putea să fie până la sfârșit obiectivă, admite acest lucru. Fiindcă Parlamentul și oricare comisie vine cu apreciere juridico-politică. Toată experiența ne demonstrează. Însă ziceam că totuși este vorba de un caz
unde toată lumea poartă și o responsabilitate, inclusiv și membrii acestei comisii, fiindcă este vorba de pierderea unei vieți și aici, fără a oferi garanții în numele colegilor, dar totuși îmi permit să zic că ei ar trebui și ar putea să-și asume această responsabilitate pentru obiectivitate și caracter nepartinitor. Acum, la întrebarea dumneavoastră, caracterul politic, caracterul apolitic. Eu cred că este o întrebare care va sta mereu în fața noastră. Fiindcă dacă noi discutăm, și pe bună dreptate discutăm, despre depolitizarea unor instituții, vorbim de judecătorii, vorbim de procuratură, dar dacă vorbim de ordine de drept, imediat apare și următoarea întrebare, și ce facem cu poliția? Fiindcă, volens nolens, în cazul judecătorilor, în cazul procurorilor, și aici când vorbeam de reformă, vreau să vă spun că eu sunt primul, domnul Botnaru, care va accepta, chiar și cere, ca noi să grăbim aceste noi legi, să ducem până la bun sfârșit această reformă în procuratură. Și nu președintele Parlamentului să înainteze candidatura sau un partid, dar ca și în cazul judecătorilor, să vină Consiliul Superior a Procurorilor. Fiindcă alte cale, de fapt, de plecare de la scheme politice și algoritme, nu avem. Deci va trebui să mergem cam pe modelul care funcționează în sistemul judecătoresc, nu doar în Moldova, dar peste tot. Domnul președinte, mă iertați, dar viitorul procuror să înțeleagă că presa este părtașă pentru dezvoltare și reformare. Pentru că dacă, iarăși, acum e ușor să te dai rotund după acest incident, dar dacă domnul Zupco dimpotrivă avea grijă să aducă presa, să arate, domnule, noi am făcut tot ce ne stă în puteri, noi n-am curățat puștile, noi am izolat toate probele și așa mai departe, atunci el nu se dezvinevoță. Pentru că să ne amintim de Dominic Strauss-Kahn, ce-o pățit săracul, da? Ce linșaje s-au făcut spre binele societății, nu spre binele partidului care l-a trimis în această funcție. Despre asta vorbim și vă rog să-mi spuneți dacă acest test vă mai lasă în convingerea că un procuror de partid va avea alte reflexe decât avem noi nevoie pentru europenizare. Greu de spus, sincer să vă zic, fiindcă eu nu pot să-i divizez, stimate domnule Botnaru. De exemplu, noi știm foarte bine cu dumneavoastră că cel puțin cei din cabinetul de miniștri, cât e hău și prău, vor rămâne vor rămâne persoane politice. Și atunci, cu toate că nu fac parte plenar din sistemul de drept, au alte dimensiuni, dar fiți de acord, situația este aceeași, fiindcă ei determină politici, adoptă decizii care vin sau pro interesul populației, sau vin să creeze foarte mari probleme. Eu gândesc că este vorba întâi și întâi de toate de sarcina noastră comună ca să responsabilizăm instituțiile statului. Nu să-i punem sub control sau dictat de partid. Partidul și în Republica Moldova și multe alte țări trebuie să fie acel mecanism care mereu îi atrage atenția asupra necesității eficienței în activitate fără a se băga peste el și a da indicații ce trebuie să facă. Da, și responsabil în fața cui, domn președinte? Pentru că astăzi când spune că directorul de la Mol Silva i-a raportat întâi și întâi președintelui de partid, asta e strigător la cer. Deci sunt responsabil de în fața cui? Asta e problema. Sunt de acord dumneavoastră, însă vă atrag atenția. Nu vă supărați. Hai să vorbim în termeni reali. Deci cu sistemul judecătoresc e clară situația. Cu continuarea reformei și depolitizarea în procuratură și să le dăm reală și adevărată autonomie, absolut de acord, ca să nu fie nicio legătură. Cu toate că votul în ultima instanță este în Parlament și atunci ceea ce spuneți dumneavoastră despre depolitizare absolută, eu chiar nu prea văd idealizez. Deputații oricum sau votează sau nu votează. Eu nu idealizez, dar eu vreau să învețe demnitare. Pe de altă parte, sistemul oricum va rămâne așa, fiindcă cel puțin guvernul se formează pe criterii politice. Și aici nimic nu o să se schimbe. Asta înseamnă că unica cale este însăși evoluția, dezvoltarea, responsabilizarea, europenizarea clasei politice și a partidelor și respectiv să fie foarte clar că activitatea de partid este activitatea de partid, iar șef de instituție, nu uita că ești întâi și întâi de toate șeful acestei De acord, instituții. Domn președinte, dar noi care stăm de partea asta a televizorului avem dreptul la o impresie subiectivă, aiurită, dar impresia din acest caz este așa, că toți acei care au fost acolo au făcut o conjurație, s-au zis,
Azi noi te acoperim pe tine, mâine tu ne acoperi pe noi. Iată, dezmințiți, vă rog, această impresie, pentru că dacă nu dezmințiți dumneavoastră, primi, repet, veți fi ermetizați dumneavoastră acolo în submarin. Da, și cu dumneavoastră și noi să ne înnecăm. Deci, întâi de toate, dacă este vorba de o înțelegere poate mai primitivă sau poate mai simplistă a mesajului dumneavoastră, poate spre deosebire de alți funcționari care, întâi de toate, au mers și au raportat pe la partide, eu azi, încă o dată, o spun cu toată responsabilitatea, că nimeni, nici la partid, nimeni, nici din instituții respective, nu s-au băgat să vină întâi de toate cu informația încoace. Lucru care, de fapt, poate aducea și efecte pozitive, fiindcă în cazul dat, capurile poate mai lucide și veneau cu recomandația că, bă, ia, ieși la suprafață, ia și spune, fiindcă dacă nu spui, doar mai rău. Însă, pe de altă parte, dacă legea acest lucru nu le cere, nu, așa s-a întâmplat. Cel puțin, eu nu pot să spun astăzi că, da, domn președinte, uite, noi am procedura, pus accentul pe partea de partid. Sigur că dânsul s-a ascuns după procedură, dar toți ceilalți, măcar moralmente, să fie ieșit, să fie spus, domnule, mă iertați că iacăt așa s-a întâmplat exact înainte de Crăciun și să găsea o formă umană, morală, etică, care ar fi balanțat cu procedura. Deci, este așa, că noi știm câteva nume, dar nu știm alte nume care, vezi, doamne, conform procedurii, o deveni probe cu tot cu jurnal. Păi cum? Pe jumătate s-a încălcat procedura când trebuie divulgate niște nume, dar pe jumătate nu mai divulgăm. Deci da. Eu sunt sigur că procurorii sunt foarte meseriași în a-și proteja probele. Dar noi, în general, nu avem grijă asta. Da. Și întotdeauna în justiția de la curte, și britanicii sunt exemplu, se spune mai bine să greșească presa mai mult, dar asta e garanția că demnitarii nu vor face mișmașuri, nu se vor acoperi, nu se vor ascunde sub procedură. La această temă nici nu trebuie să discutăm, fiindcă rolul mass media și contraechilibru este absolut clar. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu, mă iertați pentru atâta pasiune. Nu-i nimic, și eu cred că am dat dovadă de asta astăzi, chiar dacă am încercat sunt și eu ziarist, trebuie să recunosc. Și exact ca și colegii mei, am avut niște nemulțumiri și le avem în continuare.